Among Us pe DAS 2. Deci am picat de 3 ori la rând, impostor, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Din nou morphling, nu știu, ping non-stop morphling. Hai să facem un pic de troll de data asta. O să mă transform în... Trebuie să o fac. Deci literalmente trebuie să o fac. Ok. Ok, ok, ok. Jocuri horror inspirat de bombe, gen. Ok. Mamă, instala, mă, urcă să nu calu. Da, e Luca Luke. Da, e Luca Luke. Cred că sunt 3 kill-uri făcut, da. Holy. Mamă. Ciuca Ciuc. Ciuca Ciuc? Cine e Ciuca Ciuc? Ok. Zero. Am găsit-o. Stai că am uitat cum se numește ăsta. În specimen. A uitat, Rodby. Și cine mai era pe acolo, Rodby? Bă, pot să vă zic? Da, să pot să zic. Pot să fiu sincer cu voi, atât. Da, da, da. Bine. Bă, ce am găsit eu aici era un impostor, de fapt, era client. Al meu să fie. Ce era? Mi-ați linșat clientul. Era okay. Impostor? Deci era impostor, cine a murit acum era impostor, nu știu ce și am bătut. Ah. Probabil o fi dat că e lawyer și nu a dat persoană. Fama. Bine, era... nu să cred. Deci doi impostori au ieșit. Da, da, bun. Avem impostori sau dus? What? Deci, cred că trebuie să-l voteze ca... Păi, Gani, poate mai lăsăm să mai joci? Vreau să vă zic ceva mai amuzant? Chiar Irinuș cu Roșan erau împreună acolo. Bă, știi prea multe, Rodby. Ok. Deci moare omul meu, ia uite-l. A rămas ca mai singur meciul ăsta. Ce facem? Dăm skip? Mamă, da. Ce să voteze, au ieșit doi impostori într-o tură, ce vrei mai mult de atât? Mamă, ce trist, era fost wow. Să fie, n-a fost să fie, bă, dar stai sigur că au ieșit. N-a fost să fie. E over match ăsta, n-ai ce să-i mai faci. Bine, de fapt, dacă mai există tif sau ceva, dar eroina mea și e la gunoi. A, facem troll. Nici nu știu de unde știu băieții că sunt impostori, auzi la mișto, dar... E eroina mea și ambii impostori au prins. Ganicus e... Nu, Ganicus, care era? Nici nu mai știu care e. Este... Spy, deci GG no regen. GG's no respect pentru orice proiect. Wow. Se ruina, băieți. A început depresia. What? Mi s-a ars un bec. Mă, ce? Na. Ani cu zi, ia. Ai de capul meu. Bă! Nu trebuia okay. Să dai, că nu prindeam. Trebuie să dai. Prindeam ultimul impostor. Băi, dar ce face Blank-ul ăla? Că habar n-am okay. Ce faci. E ok cu la. Nu mai poate să fie să facă kill, cred. No? Deci acolo a fost înainte să vii tu jocul horror, pentru că jocul horror nu a văzut. Au fost doi de Jakey și unul la Vent. Aaaa, n-am văzut, scuze. Nu, pentru că și chiar bine, ok, oricum nu prindeam, deci stai așa. Da, îl prindeam, că ieșise la O2. Dar nu știu unde știi, poate nu a ieșit. Deci, da, că n-avea pun de altundeva. Păi da, bă, stop în Vent, tot meciul, stai așa, bărbun. Deci eram eu, Jakey, care clar nu e impostorul. Deci dacă eu nu sunt, Dani Den nu e, Sky nu e. Da. Sky nu e solo, what the fuck, nu e, Nociva nu e, Oana nu e, Clorna nu e. Îl votăm pe Rafa. Îl votăm pe Rafa. Spune rolurile. Îl votăm pe Rafa. Okay. Băi, da, hai cum facem. Okay. La 3 de 1 și ne spunem toți rolurile. Bun. 3, 2, 1 și șerif. Roian ecolog. Șerif. Cine e, bă, ginecolog? Ce se deschează? Da, deschip. Deci eu sau altă fac. Eu l-am votat pe Rafa, sigur e impostor. Vreau să-i spune, vreau un clip neapărat. Skippity, haide. Skippity toilet. Dop. Yes, yes. Trebuie să-l trolez pe Sky și să mă transform în Sky. Au scăzut voturile, înainte erau 3. Hai, morphling-ul. Trebuie să mă fac în Sky. Sky e prea troll, vreau să-l trolez maxim pe acel copil. Așa că, JH Sky, o să stăm la distanță de el, fără să știe. Desigur, să-i dăm un tailgate așa, ușure, la distanță. Toată lumea vine cu mine. E nervant rău sample-ul ăsta. La modul că alte moduri nu aveau chestia asta. What?
Bă, dar vă bate joc. Wait, cine mai... care o băgat cuțitul, okay, mă? Ok, am murit Sky. Da. Nu, faza e că a murit dintr-o vrajă, că n-a fost animație de kill. La vrăjit. La nimeni de lângă. Avem vampir, deci. Da. Vampir și ca și... Ce pot să vă zic? Nu. Morphling. Camuflajul era roșan. Nu, stai, s-ar putea, actually, s-ar putea să fi încercat el să facă kill pe cineva, gen ca șerif. Că nu i-a dat... Nu i-a dat nimeni animația de kill. Da, sau așa. Sau... Ok, skip. Skip. Hai că nu găsim... Dacă ai shield-ul... Dar de fapt nu, că nu funcționează așa. Nu găsim ultimul impostor, e cel mai bun impostor. Care au dat skip dintre cei care a zis când a zis dau skip, fost Rafa și Dani Deni. Deci amândoi. Gata, da, okay. Easy. Da. Nu amândoi și mai doar unul. Dar mai avem un jackal. Bă... Mamă, chiar am vrut să-l trolez maxim pe GH Sky și uite ce-mi face. Cred că a fost... Impostorii au murit, cred că... Dacă Danicus e impostor, eu sunt uimit până la lacrimi, dar nu cred că e sau? Dacă el e impostor, dar nu cred. Cred că GH Sky efectiv a trolat maxim. Nu mai pot să dau pe Jakey. Clorna, dacă dau, se dă el try harder. Ia. Yeah. Hai să facem... Mă, nu vine nimeni cu mine? The fuck? N-apasă nimeni în partea alta. Ia, sunt Clornis. Hopa! What? Unde era? Unde? Bă, what? Ce ai văzut, Clorna? Adică? Păi ce ai văzut? Clorna clar nu e, deci dacă n-ai vina pe el, tu ești. Nu, dar îl întreb ce a văzut. Nu, am zbăuat, au murit trei, mă refer, că au murit trei, adică mai înainte l-am zis Broncivanu și el era la admin. Să nu știe că la lui era Clorna. La reactor și a murit. Nu, deci okay, Jake și cu Clorna sigur sunt ceva. Anii de n-a trecut pe lumea. Bă, Jake și cu Clorna sunt ceva. Jake și cu Clorna sigur sunt ceva. Oana, ok, hai să vă zic ceva, boys. Deci ideea e fără, eu nu zic. Oana și Jake și Rafa m-am văzut cum am pus pe doști, pe ăla, pe găoce. Am pus Doscă pe găoce să nu mai intre impostor și oala mă dă afară, hai votează. Doscă, scândură pe găoce. Să concentrăm, să luăm un pic critic. Stați un pic. Așa eu nu te-am văzut că ai pus Doscă pe găoace. Să ne duce reactorul. Bine, doamne feri, la fel impostor, cum să mă vadă? Eu m-am dus cu Rafa pe partea stângă, Jakey pleca de pe partea stângă, nu mai era nimeni la reactor. M-am dus eu cu Rafa. Deci ca din punct de vedere cineva. Momentul e ciut dubioșel așa. Păi da, cauți când suntem puțin. La reactorul din stânga? Nu știu. Da, a plecat acolo. Dar ne Oana, apropo de tine, tu erai, că te-am văzut prin sticlă, erai în fața camerei pe acolo, prin security. Ideea e că am fost cu Dani în stânga, nu pune Oana nimeni mâna și în dreapta. Jakey sunt dubioșei și... Nu, Jakey nu-i dubios deloc, îți spun. Okay. Eu dau vouch pentru Jakey. Păi și s-o dată fac în același timp. Eu doar pentru una fac runda asta. Oana, poți zici să suntem o rapă Oana. Votați! Oana! Ce facem? Dani Demi, Oana! De ce eu? Dar de ce Jakey? Noi mi-l-au luat de gata! Impostorii! What? N-are sens, deci... Doamne, a fost prea tare! Mă, dar ce e So? So e jacal, 100%! Deci, So e jacal! What? Și So știe că da kill cu Clorna. Mă, ce s-a întâmplat? Dani e aliatul meu, n-are, deci Dani e fratelo. Dar cine mi-a închis ușile, gen? Hai, gata. Hai, da. La ce vorbit, văzut, boys. Ce văzut? Așa ce vă place. Ce vă place vouă la vorbit? Zic, cum să-l dați pe cei fără măi melotă strea să-l pe el? E clar. Deci, e clar, în primul ce? Rând. Ce s-o e clar? Fac, deci, ce-ai votat, s-o altă fac? Am dat skip. Dacă ai văzut, era un singur skip. Dar ok. Cine a votat pe Jakey Tăstrio Sărit? Rafa, Dani Den și Oana. Eu l-am votat și chiar sunt primar. Stai un pic, eu și primar s-a pus două voturi. Și persoana care l-a votat pe Jakey. Eu mă asum că l-am votat că mi s-a părut un moment dubios. Se dă reactorul și pleacă de acolo. Și Dani e primarul, ca să înțelegi. Yep, am fost două voturi la mine și a mai votat cineva. Neadevărat. Și celălalt ce a votat? Nu votat nimic. Tu înseamnă că ai văzut cine votat. Nu mai știu cine votase. Asta chiar nu mai știu. Dar eu vă zic că erau două voturi la mine și deci Sou e confuz pentru că el a dat chiar cu Clorna, dacă eram eu de fapt Clorna și Sou nu înțelege. Eu l-am votat. Nu. Așa. Deci ce vrei să ne zici Clorna? De ce ai dat buton? Cum adică de ce a dat buton moi, mă, că e un killer pentru noi și a votat pe cei care e cel mai inocent? Sou a fost, trebuie să ghidim asta. Păi înțeleg ce zici tu, dar... Ok, bă, ideea e felul următor. Nu, 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 nu,
nu, să te las față. Cine era pe dreapta atunci, la runda anterioară? Era Danny Den. Eu pe dreapta? La runda anterioară? Danny Den a fost suspendat. Nu, ideea e că este un vampir, pentru că a murit în față. Acum nu știu. Warlock, cred că Warlock. Ori Warlock, da, nu știu. Deci Oana și Rafa se apără între ei. Mi se pare foarte suspicioasă Oana. O singură chestie. E o probabilitate să avem un impostor. A zis la trecută, a zis... Ca să iei suspiciunea de pe Rafa, ai deci, sărit pe mine și pe Jakey. Și Dani m-a apărat runda trecută. Da, da. Îi dădeam kill 100 de ori lui Dani în stânga. Chiar îmi dădea și avea și avantaj cu reactorul. Deci probabil a rămas ori un șacat, ori un impostor. Ai, 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 ce meci bun, ai, ai, ai. Ok, deci o să vă dat 3 oameni. Meciul ăsta. Deci meciul ăsta e golden legendary. E prea frumos meciul ăsta. Cu dramă, cu țipete. În cine mă deghizez e întrebarea? Cred că în Clorna din nou. N-am încotro. Adică trebuie să fac ceva, un play de stagemaker cu Clorna. Altfel nu-mi dau seama. Începem să devenim din ce în ce mai puțin și o să devină foarte dificil. Ok. Bun, 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 bun. Nu e bună situația asta. Da, doi de Clorna, stați un pic, nu să înțelegem. Doi de Clorna și Oana, am văzut doi de Clorna. Ca să înțelegem, am urit ceva. Eu acum făceam task-uri. Erau doi de Clorna, Oana. Okay. Erau amândoi în partea de lab. Deci ar putea rămâne între Rafa, pe toată partea de lab. Stai puțin, era cineva pe camere. Nu știu cine era. Eu era pe camere și m-am buguit și m-am putea să mi-am pe camere, pe security guard. Fii atent aici, Rafa a fost închis cu mine în cameră la decontamination și numai bine i s-a scurs și timpul ca să aibă timp să dea de când s-a început runda. Hai să-l afară pe Rafa, pentru că clar a fost suspect din primele runde. Vă rog frumos. E Rafa morfling. Dar ce cooldown? Nu înțeleg. Vorbiți prea repede. De la ăla de la care mă sorbi ca să te transformi în mine, nu să vorbesc, boys! Ăla care se transformă în mine. Și a fost cu mine la decontamination, la ușile alea unde face electrical-ul. Și ai zis că a fost doi de Clorna. Boom, Rafa clar a luat acolo când m-a luat jos. Eu eram cu tine ca să arăt că nu sunt killer, să nu te omori. Da, exact, ai luat ăla pe mine și m-a luat jos la specimen. Ai avut momentul perfect ca să te transformi în mine. Ideea ca să fiu eu jos și nu mă vede nimeni. Și normal că eu hi-hi-hi-hu-hu-hu, eu sunt Rafael Clorna pe toată harta că Clorna e jos și nu e niciunde. Era clar, moment perfect. Rafa, te rog frumos. Un singur lucru, dar e mai safe așa Clorna, pentru că nu ar fi putut să aibă două copii identice, nu? Dacă era... Ok, înțeleg ce zice Clorna, dar dacă votăm aiurea aici, se duce tot meciul. Eu aia zic. Și nu eram toți. Nu eram toți împreună, ca să ne dăm seama. Era cu voi, Oana. Eu eram în specimen. Lasă pe Oana acum. Ok. Oana în specimen. Pe cum nu le vezi bă Clorna în specimen? Nu eram în specimen. Nu a fost în specimen. Bă frate, habar n-am. Rafa, vă rog, Rafa. Wow, Clorna. Boys, dar nu cred eu! Deci dacă mor, să-l țineți minte pe Clorna dacă mor. Deci vă rog! Să vă uită cum bagă! 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 Ai tai grămazul ăla, nu, e foarte greu de câștigat meciul ăsta pentru că sunt singurul killer. Cred că și, dar n-am mai făcut niciun kill sau, adică doar stă așa și nu face nimic. Ok. Dacă fac kill pe cineva, Clorna o să dea 100% vina pe mine instant. Deci eu practic ar trebui să-i câștig cât de cât încrederea lui Danny Den. Poate? Haolo, mă omoară s-o instant, ești nebună. S-o iei pe camere. Ok. Nu pot să dau nici... Ba da. Fii atent, plec pe aici așa, dau reactor. Așteptăm să vedem cine iese de aici ca să-i dau un killan, easy. Dar nu iese nimeni. E insane, mă, ce se întâmplă. Hopa? Hopa, Clornis? Ui, ai, 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 ai. Ia. Stai. Mai ce se întâmplă? Că n-apasă nimeni. Bă! Mau, a câștigat frate! Bine, mă! Kill-uri a făcut s-o! Bine, mă! Poate kill-urile ai făcut. Ești oribil ca primar, ești și mereu primar. Zic lor la repede! Deci... Du-te, Beli! Nu mai poți, bă, dar mă, stai spălut!
Eu nu înțeleg, mamă. Dani nu avea, cum Dani avea câte două voturi și își bătea joc, Dani. Bă, nu, nu l-a, nu l-a bine, votat Dani. Pe Rafa, pentru că Rafa era suspect. Și n-a fi... Mă, pe mine, că să știți că au jucat un băieț la voturi foarte smart, n-am avut ce să-mi dau. Da, numai tu n-ai jucat. Fii atent, so, când am omorât amândoi acolo, eram eu deghizat în Clorna, nu era Clorna. A, da. Da. Aolei, Valchester, trebuie să ghicezi rolurile, bro. Mamă, și nu știu cine e celălalt impostor. Ain't no way, bro. Ai, ai, ai. N-am decât să mă uit pe camere. Oricum n-are cine să mă omoare. N-are cine să mă gătească. Trebuie doar să ghicezi roluri, atât. Dacă ghicezi roluri... Deci avem... Sami s-a dus sus. Vreau să văd dacă dă vent, Sami. Sami trebuie să iasă de aici, n-a dat vent. S-ar putea să nu fie impostor, Sami. Erai lângă Buddy și am văzut pe cineva care a intrat în vent, n-am apucat să văd cine, că era în camuflaj. În ce vent? În ventul de lângă electric stânga. Nu știu să vă zic mai multe. Spre... Stai puțin, lower engine? Da, da, da. Bun. Da. Deci, la okay. Electrical s-a găsit corpul și eram eu, Insanity și sincer nu mai știu cine, s-a dat camuflajul și salut. Credeam că e Insanity, dar văzând că moare, că a murit el. Mă, Atât să o moare repede de aici? Vreau să zic că eu nu am fost în Electrical, eu am fost în Medbay și chiar vreau să văd dacă iese cineva din ăsta, din ventul din Medbay. Deci nu a ieșit nimeni. Mamă, Sam e spy, fii atent. Literalmente nimeni, deci ori era încă în vent, ori nu știu. Voiam doar să zic că cine a jucat-o pe asta, a jucat-o... Oh. Wow, wow, what? Păi asta e că nu și-a zis rolul. Ok, refim că vă zic. Ok, deci ce avea Sami? Cine a jucat-o acum a jucat-o extraordinar de bine, adică a dat camuflaj, a reușit să fugă în vent, n-am apucat să văd că l-am urmărit. Deci, dar nu și-a zis rolul Sami, cum a murit? Înseamnă că a încercat el un Evil Guest sau ceva. Da, poate să încerce el Evil Guest și să... Ok. Cred că a ai zis ceva, Dani, de rolul tău? Nu, n-am zis nimic, n-am zis nimic. Dar ce era la camere, Dani, din sau Rafa? Nu, era... Prins perfect, cu Sami. Nu, 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 eu eram la electrică, l-am găsit ca da. Eu la camere, de ce a murit Sami? Cine a dat reportul? Ok, deci... Eu am dat reportul. Eu am dat cel mai silențios de aici, boys. Chiar el silențiosul, boys. Am votat nu se poate. Hai, silent. Jester! Bagă cine! Bă, cât de bine l-am luat pe Sami, l-am luat perfect, m-am prins că e spy. Spy-ul, rolul lui e să facă confuzii impostorii și mi-am dat seama că el nu e impostor, Sami, pentru că, efectiv, a zis că a stat în Medbay ca să vadă dacă este cineva pe vent, deci era cam clar. Ok, deci eu cu Sinner facem treaba, mai așteptăm puțin. Ok. Așa. Perfect. Bun. Nu știe nimeni. Bun, Dani Den a pus mâna sau nu? Opa. Hai că nu mai ia Sinner, dar poate să mă ia și pe mine. Sinnerașul. Mamă, două kill-uri. Nu e Rafa. Rafa a fost... Wow! Eram cu tine, Dani, puneam mâna pe ăla. Da, păi aia zic. Tocmai ce voiam să-l întreb pe Jackie, de ce stătea pe mijloc? Nu, Jackie, Sky! Am ceva de zis. Cine a fost în stânga la reactor? Deci, Sky, tu stăteai fix pe mijloc. Trebuie să te duci sus la reactor să apeși. Păi și de ce? Nu, voiam să vadă. Eu așteptam. Am ajuns acolo la reactor ultimul și eram eu cu încă doi camuflați, s-a făcut kill-ul după care cineva a fugit jos. Cine mai era pe mijloc în afară de, nu știu, cine a murit și... Deci eu am zis, eu cu Dan eram jos. Sky unde era? Da. Eu? Eram acolo la reactor, în mijloc. Cum? Că nu te vedeam? Că dacă... Sau pe unde? Pe culoar? Sau? Deci cine era pe culoar, a făcut kill și a fugit în ventul de jos. Că eu veneam de jos, și eram cu Sam. Camuflajul, ați văzut cu cine erați acum? N-am apucat să văd. Eram acolo, lângă kill. Gen, n-am dat pentru ceva. Bun, dar doar Sky a zis că a fost pe mijloc și eu doar pe cineva am văzut pe mijloc. Și a murit doar Andresita? Dar nu pe mijloc, pe hall, gen încă în reactor a fost. Da, mie mi s-a părut ciudat. Și eu am dat reportul, probabil voi ați așteptat să se ducă camuflajul sau ceva, dar... Exact. Eu am văzut kill-ul și am fugit după cel care a făcut kill-ul, dar am intrat în ventul de jos. Ah, ok. Mă, Sky e interesant.
Da, ține sus pe Sky momentan. Silent singur. Silent n-ai zis nimic. Nu, Silent nu e, că era la admin și făcea down. Mă, regula de aur. Să fie și astăzi Sky, să știți. Atâta skip, că suntem 7, regula de aur. Așa e regula de aur la mă. Au fost bune. Bune, bune kilanele astea, super bune. Trebuie să ne mai gândim puțin. Mamă, nu știu niciun rol de la nimeni. Niciun rol de la nimeni, nu știu. E nasoală rău treaba. Mergem să dăm niște fake task-uri. Ne ducem așa ușor în dreapta. La navigation, să ni se facă kill cooldown-ul. Bun. Trebuie să prindem câteva informații, că nu e bine. Ai silent aici. Ok. Bun, ia să vedem. Lorna fuge de acolo. Aș da emergent și ce a zice de Clorna. Deci vreau să zic de Clorna ceva. What? Hai spune-i, postorule, hai spune. Nu cred. S-a făcut acum la camuflaj, are o secundă. Exact, l-a văzut cineva pe Clorna? Pentru că eu l-am văzut și fugea din cafeteria spre weapon. Deci eu stăteam cu nociv să facem reactorul, parcă mi se nociv a fost. Acum, acum, nu apăsa. Clorna e singură acum, Clorna e stola să singură. Stați așa, stați așa, să zic și eu fara mea, da? Da, da. Nociv, Sky, Dani, Dena, să masă la reactor. Odat, cum se numește, sabotajul reactor, clar a fost cineva din partea dreaptă. Cine nu a fost cu noi? Păi Sky clar era lângă mine, Clorna era lângă mine. Sinner și Rafa nu era cu noi. Păi da, dar am ajuns ultimul, ați făcut reactor și au rămas în reactor. Dar tu unde ai găsit kill-ul, Clorna? Unde l-ai găsit? Am găsit skin-ul la... știu unde am găsit acolo unde... La O2! La O2, în partea la arme, acolo. Asta mi s-a părut ciudat. Eu mă duceam să fac reactorul, Clorna fugea de la reactor. Păi da, că să făcut kill-ul în partea dreaptă, clar, e logic, nu? Bun, deci s-a dat camuflajul, Sky era lângă mine, deci nu el. Eu eram cu Dani? Da, era 10, exact. Eu am fost. Ați considerare o singură chestie, kill-ul sunt sigur. Clorna efectiv l-a omorât cu 2 secunde. Nu l-am omorât, boys. Am trecut pe lângă tine. Să vezi de potajul stânga, face kill în dreapta, am fugit în dreapta, să văd dacă face kill. Tu erai singurul care fugea de la reactor. Și-a băgat cuțetul în jucolară. Erai singurul care a fugit de la reactor. Nu știu, s-a dat camuflaj și a omorât. Clorna, nu știu, mă duc că mâna ta, Rafa, de la nu a fost Clorna. Nu și eu, Rafael, băi, bă, minte! A fost cu voi, la reactor! Bine, bine jucat, Clorna. Am fost cu voi! Ok, mai e un singur impostor. Așa o să zic. Bun, mai sunt, trebuie să facem kill și aia. Bun, mai trebuie să facem un kilan. O să dăm oxigen, oxigenul dăm. Și facem un kilan easy. Apa să facem aici. Ok, ok, frumos jucat. Așa ceva. Ok, Clorna. Wow, de asta doamne mă recompensează astăzi. Mamă, și sunt și bomber. Wow, noul rol, nu cred. E un rol nou de la modul ăsta, ce se adăugase, dar ne-am uitat să-l activăm. Pot să pun bombe, dar n-ar trebui să pun bombe gen să vadă toată lumea, cam mai e chestia. Așa că fii atent că face, mamă, nu știu dacă, actually nu știu dacă o să fie bun pe harta asta. Romania Chan. Unde pot eu să pun bomba? Am tăiat lumina, ei n-au văzut. O, albastru a dat vent. What? Am plantat o bombă, dar nu știu dacă... Ei trebuie să-i dea diffuse, știi? Și dacă bubuie bomba... Da, cred că i-au dat diffuse. Ce făceai Sky acolo? Deci nu puteam să... Tu i-ai picat bomber? Nu puteam să dau diffuse la bombă. Ia bomber, mă, Luca. Nu, deci, eu am dat diffuse la bomba acum și de la bomba a plecat Rafa cu Irinuș. Da. Deci, legit, Sami, am venit lângă tine și am încercat să dau diffuse și cred că pentru că dădeai tu deja. Nu, diffuse-ul e în partea stângă. Pot să zic și eu. Zic, Clorna. Ia zi, mă, Clorna. Zic, Clorna. Nu. Ți-a spus că să vorbească, că moare. Da, exact. Săracu, zi, Sky. Oh, what, am avut ăsta asta. Da, zi, cine trebuie pe lângă tine? Fai. Stai să mă gândesc.
Ceva albastru, albastru, ceva skin albastru. Uite, a murit albastru. Rocean? Rocean? Eu eram la kitchen. Insanity, albastru. Cine plecase de la bombă, Sani Demon, Rocean? Cine ar cred? Nu știu sigur. Cine a plecat de la bombă? Rafa și cine? Rafa și Irinuș și am fost noi doi. Sky, dar am o întrebare. Da. Unde a fost? Corpul lui Insanity era fix deasupra capului tău pe scară. De ce nu i-ai dat report? Eu... Nu se vede. Păi nu, nu tu ești, dar de ce nu i-ai dat report? Da, nu se vedea nimic, gen, acolo de jos. Poți să vezi acolo de jos? Nu. Ah, ok. Deci, de sus, de sus știu că vezi. Dacă nu votăm, moare Sky. Deci, da, pe cine să votăm? Ce ați votat? Îl sacrificăm? Unde a fost bomba? Nu știm pe cine îți dau afară, nu știu. Da, îl sacrificăm. Doar Sky știe, doar Sky știe cine e Witch-ul. Păi, parcă pe Sinner l-am văzut. Ține-ți suspect. Nu zic că e lui, parcă pe el l-am văzut. Păi zis albastru, cum e Sinner, tu? Nici eu nu mai înțeleg. Nu fel de fost bomba. Rafa și Irinuș au plecat de la bombă. Da, așa se spune. Nu știu. Bă, ce ciudat e că i-am tăiat lumina când am pus bomba, adică... Un pic suspect, nu prea trebuie să vadă acolo, nu știu. Ori are el un rol care îi permite să vadă, ori habar n-am. Bomba... E că bomba bubuie și vezi playerii, da? Vezi playerii bubuie și are o rază mare bomba, explodează. Și poți să omori diferiți player, da? Dau seama exact unde ar putea. Unde aș putea eu să pun, că e harta prea mare. E literalmente prea imensă harta și te văd playerii când pui bomba. Mă înțelegi ce zic? Trebuie pusă cumva ascunsă. Cred că a văzut Jake. Da, Jake a văzut 100%. Ia că vede Luca bomba. Da, Luca moare de la bombă 100%. Opa. Știu cine, cred că știu cine. Zi. Am o întrebare. Dacă care... sunt blestemat. Ok. Mamă, nu știu. Ok. A pus cineva shield pe mine? Na, nu, nu o să zic, că nu... Ok, fiți atenți. Eu o să mă risc și o să vă dau o informație destul de importantă. S-ar putea să mor. Okay. Eu sunt nebun și văd anumite chestii pe care voi nu le vedeți. Okay? Deci eu am niște viziuni în capul meu, da? Bun, fiți atenți. Cel mai normal player de Among Us. Mi-a apărut așa pe ecran că cineva a încercat să omoare pe altcineva, dar n-a putut, că avea shield pe el. Și fix în secunda aia era Sinner lângă mine. Gen, a venit Sinner lângă mine, mi-a apărut chestia aia. Că s-a încercat să se facă kill. Și țineți minte de Sky, de Sinner. Bă, culmea e că nu te-am omorât. M-am blocat la fel ca și tine. Ce? Sinner nu poate... te-ai blocat? De fapt... Nu că te-ai blocat, eram acolo jos, pur și simplu. Păi știu, și m-am blocat la fel ca și tine și pe aia m-am întors. Bă, o informație foarte benefică. Cred că s-ar putea să fiu un vampir sau warlock, pentru că Sammy a murit efectiv în fața mea și n-aveam cum să fiu eu. Da, mi se pare corect. Eu am impresia. S-ar putea să dai troll, Luca, nu știu, puteți să mă votați pe mine, dar mie mi se pare că dai troll puțin. Bă, de două ori. Am impresia că Sami cred că era medic și mi-a dat shield-ul, pentru că eu cu Sami am fost de la început și am și star runda asta și probabil avea încredere în mine, că și eu aveam încredere în el. Și eu cred că era medic și Sinner. Eu ți-am zis că n-am dat pe tine, Că și Sky a zis de Sinner. Nu știu acum dacă e Sinner sau nu. Puteți să mă judecați, dar ăsta sunt eu până la urmă. Bă, nu știu, mă, e Sinner sau nu? Ăsta sunt eu. Eu am dat reportul și sunt derpeteu. Bă, și care faza, nu prea mă convinge bomberul ăsta cu bomba, pentru că te riști foarte tare când te vede cineva că pui bomba aia, e toată chestia. A rămas singur, cred că chiar era Sinner, Rocean, nu știu dacă e ea, habar. Dacă Sinner era spy și au dat ăștia vina pe el, mi se pare insane, efectiv. Deci mi se pare insane. Ce nu am realizat noi e să cuiem niște ușchi foarte OP pe harta asta. Și fii atent ce putem să facem. Am pus-o la toaletă bomba. Hai, prefacem și noi că ne ducem pe aici. Deși eu mi-am închis mie ușile. Așa. Nu știu dacă e vreun sunet în caz că omor un player. Habar n-am ce se întâmplă. S-au tăiat luminile. Sau? Vrea cineva aici, sunt dacă e player. Aici e vent de obicei. Știu că poți să vezi pe camere. Actually, fii atent. Acum a văzut pe cameră. Mi-o mi-aic eu.
Ia. Yeah. Bun. Trebuie să mai pun o bombiță. Ah, nu pot, what? Mamă, fii atent când cui camera și pun bomba. Cred că asta e cea mai tare idee. Bun. Tăiem lumina, punem bomba. Ăștia vor să-i dea diffuse la bombă. Bă, chiar nu știu dacă era Sinner sau nu. Sunt mega curios. Sunt super, ultra, turbo curios dacă era Sinner sau nu, sau dacă mi-am omorât impostorul. Singur gen. Întrebarea mea e... O vede cineva pe camere sau ce se întâmplă? Mia. Mamă, dacă mai fac un kill sunt absolut insane. Ta, ne-a luat Dani. Câștigat Dani din Vulturu. Am avut creierul din Vulturu. Bă, Dani, bă, deci fii atent. Sami medic, bă. Bă, ce am zis exact ce s-a întâmplat. Te-am înjurat, Luca, puțin. Fii atent, fii atent, Luca, cum s-a întâmplat. Deci eu am pus pe tine de la și... N-am avut ce să fac, Rafa, m-am prins. Episodul lui Rafa, da, da. Nu, actually a fost bine că Dani m-a ajutat mult, că nu te dai nimeni report. Adică am băi, eu să vedem că se fac kill-uri. Am găsit primul buddy, iar eu loc să-l mănânc am dat report. Am omorât pe cineva cu bomba? Da, pe mine. Te-am văzut eu cu bomba. Pe mine din greșeală, gen. We are recording. Băi, impostori. Mamă, ce troll. Iar bomba, what? E a doua oară. Ok. Fii atent ce să facem. Unde putem noi să ascundem bomba super smart aici, e întrebarea. Bun, 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 bun. Vreau să facem așa. Ța. M-a omorât. Vreau să pun bomba aici, dar era Sinner. Vreau să pun aici bomba. Cine m-a omorât, mă? Chiar okay. Sunt curios. Ăsta cine e? Rafael. Hai, l-ați luat pe Rafael. Ăsta cine e? Și Rodby. Bă, e Clorna. Nu știu ce a trecut pe lângă mine. Păi eram pus la ce Clorna. Bă, impostorul meu m-a omorât. Ce gester ești tu? What? Eu încercam să... Ce Clorna? Ai dat 10.000 IQ aici. Ce vezi pe ecran, Clorna? Îmi pare rău, Jake, îmi pare rău, v-am dat afară pe toți. Bă, deci, bă, ne-a dat, dați așa, l-am omorât pe Rafael, l-am mușcat! Am văzut, am văzut. Ce-am da, zis, bă, a rămas Clorna, trebuie să-i car neapărat, gen, să-i dau de toate, gen. Bă, ne-a făcut aici. Man, am mușcat la grupă și l-am mușcat pe Rafael, nu ce era să fac, am mușcat între 15 oameni. Classicus. Ok. Ah. Băi! Bă, Rodby! Se vede. Fii atent că vampirul e insane. Muști și moare oricine, gen. Mai zi de atât, n-ai cum, literalmente. Decât să nu... O să evit să mai dau kill când se camuflează, așa că am omorât un impostor și nu mai... Cine a apărut în spatele meu? Dar nu mi-ai dat mie ganii că... Sărind din ghețane, ești nebun. S-au reparat instantele. Ok. Baitul ăla nebun. Stăm aici sus, nu ne vede nimeni. 3, 2, 1. Coborâm la loc. Ok, s-a dat kill. Ce ai, mă, baitul ăsta e mega OP. Ha, ha, ha.
Ia. Ce zici, Clornis? E nocivanul, deci fii atent. Clornis! Clornis! Ia să auzim. Deci fii atent. Vreau să auzim ce ceartă. Nu. Ok, ok. Cum adică nu? Dacă deci... eu am reportul. Vi la meeting room, văd că pică un corp și Clornis stătea lângă el așa bezmetic, nu știa ce să facă. Bezmetic? Deci, i-am dat să report. Bezmetic? Da, bezmetic. Nu l-ascultați, nu l-ascultați. Era vorba așa, nu bezmetic. Ok, zi Clornis. Deci oricam la Jester. Oi, ai. La Jester? Da, Jester. Dacă votați să pierdeți. Deci dacă votați să pierdeți, poți. Bine, gata. L-am votat pe Clornis. Nu! Nu eu! Boys, deci fii atent! Deci Nocival a făcut kill în Mad Bay, boy! Bă! Nocival, nu! Dacă nu știu eu, boy, data viitoare! Dacă nu știu eu, boy, data viitoare! Bă, nu înțeleg, Clona chiar e Jester să duce match-ul. E Jester, eu l-am votat. Nu-mi zic că e Jester. Nu cred că e Jester. Cum ar fi? Eu zic că e Jester. Da, l-am zis. Bă, meciul meu, bă! L-am votat ca să câștige. Erai peste kill. Nocivane, mi-ai ruinat episodul. Ce mi-ai ruinat episodul? Primul te omor, Nocivane. Era peste kill acolo, o găsi kill-ul și o sta peste el. Primul te omor, Nocivane, când te mai prim. Bravo, Clornis, bravo, Clornis. Te feliez, Nocivane. Când te mai prind, primul feliez. Luca și Nociv, dacă pic impostor, instant le dau kill, nici nu-mi pasă. Instant a plecat kill-ul. Gata. Luca și Nociv, instant. Directa. Nici nu stăm la discuții. Deci nu stau la nicio discuție. Iar în. Dăm așa. Dăm orice din Pălăcean. Gata. Unde e Nociv? Când am văzut pe Nociv, i-am dat kill. Nociv și Luca, instant kill. Merita și Clornis, că a fost Jester, dar... Unde e, bă, toată lumea? Vino încoace, Luca. Instant. Mai rămâne Nociv. L-am văzut până și mi-am dat kill. Instant. Instant îi dau kill-ul Nociv. Deci nici nu-mi pasă. Ne relaxăm puțin. Sunt comms-urile disabled. Nocivi, unde ești? Unde ești? Nici nu-mi pasă, pot să pierd meciul, îi dau kill-ul Nociv. Jake had Avenger. Regele. E Nociv aici. Unde e, mă, Nociv? Trebuie să treacă pe aici. Ia atent, dacă stai în camera asta... Nu, care e, mă? Oh, Nocivi. Nocivi. Gata. Da. Episodul la Rafael. Gata, e perfect. E perfect. Nu, e bine. Nu, e bine. Mi-ai promis că mă omori, Rafaele. Și pe tine și pe Luca, gata. Meciul e complet. Nice. E perfect. Bă, Ganicus, deci mâncați și eu așteptam să te omori pe tine și m-ai omorât tu înainte, că... Da, ia de dați. Imposter cu Sami sau jocuri horror. God damn, brother! Bun, deci eu sunt vrăjitoare, adică o să vrăjesc un jucător gen Insanity, dar cred că trebuie să dau de două ori. Nu-mi dau seama exact ce se întâmplă. Și la meeting o să e interesant rolul ăsta de witch. În ideea că mamă, nici nu știu să vă explic măcar. Ne uităm un pic aici. Deci eu tăguiesc niște jucători. Ok. Hai să dau ăsta unde ne stacăm mai mulți. What? Sami a dat vent? Sami impostor? Este chiar rost să tăguiesc mai mulți jucători? Mă, Sky nu cred că e... Dar de ce dădea Sami vent de față cu toată lumea? N-are sens.
No, Sammy e spy, Sammy e spy. Cred că Sky e... Este așa, că dau pe Sammy tag. Nu cred că s-a pus, mă, aia toată chestia. Bă, cineva mi-a dat de ăla de medic. What? Snitch is alive. Cineva mi-a dat de ăla de medic. What? Am scut, nu mă poate omoră nimeni acum. Ok, deci cred că am dat spell-ul ăsta pe două persoane. Nu v-am explicat ce face. Ei bine, eu dau un spell pe o persoană și la meeting, persoana respectivă o să aibă un semn pe ea. Și dacă nu se ghicește impostorul, persoana respectivă moare. Cam asta e toată chestia. Dar n-am dat kill deloc. Am dat numai cu spell-uri, știi? Bă, dar Danny Dan, deci vine prea dubios după mine. Asta e așa, că vreau să-l gătesc pe Danny Dan. Danny Dan vine mega sus după mine. Ok, Danny. M-ai urmărit prea mult. Ia. Pam, pam. Opa, Danny Dan este nocivan. Nu se poate. Ok, nociv. Ok. Mamă, și Sammy e blestemat. Dani e blestemat. Blestemul. Vreți să vă zic eu cine e, Witch? Da. Hai să auzim. Ok, deci fii atent. Rafa a venit lângă mine și probabil el este o probabilitate să fie Witch și Clorna a mers cu nociv în în specimen room și vreau să zici unde l-ați găsit pe nociv, Andresita. Deci eu eram acum acolo la decontamination și nici măcar nu se deschisese ușa și mi-a apărea butonul de report. Corect, am văzut și eu, deci pe aia lungă. Înseamnă că este Clorna, vă rog afară Clorna. Stai, dar lasă-mă să vorbesc prima oară, nu? Te lasă vorbesc. Băi, bine, înainte de toate. Băi, să spun și eu, în Sami minte, eu am mers să-l duc până ceva anul și am reușit. Ok, stai, 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 bă, dar am terminat. Bă, dai, eu m-am dus cu nocivanul și am ieșit afară, nu uitați cum sar pe mine! Clorna, da? Bun, deci ok, de Clorna, frate, cu bucă de muscă. Clorna confirm. Avem încredere în tine. Vreau să țineți minte adevărul. Roțan, ai fost cu mine și te-am omorât jos, da, la spesme primoară. Asta a foarte mult cu Clorna și mi-a făcut nimica, da, adevărat. Cine o sări pe mine primoară instant? Rafael o sări pe mine, nu mă uita, m-am dat afară. Stai să zic! Rafael e impostor, că o sări pe mine instant! Rafa a venit lângă mine când a fost. Nu. Deci cu până aia. Și ce-am făcut? N-ai 5 secunde, 5 secunde. O secundă. Ce-am făcut? A avut dreptate, Sammy, dar... Măcar am eliminat impostorul fake. Bă, nu știu cine e Zniciu, aia e problema. Deci chiar nu-mi dau seama. Zniciu e dubios rău de tot. Că nu-mi dau seama cine e. Zniciu is alive. Actually, wait, chiar că știu cine e Zniciu. Cred că e Insanity. Bun. Sammy a murit. Și ca să-i fac voința lui Sammy, ce a spus Sammy înainte să moară? M-a sunat și mi-a spus. De ce trebuie să-l votăm runda asta? Pentru că nu a câștigat. Bă, dacă continuăm. Eu nu înțeleg exact ce a vrut să spună Sammy, că nici n-a apucat să vorbească, adică am fost cu el la... A spus că ai fost aproape de el și ești o posibilitate de a fi Witch. Păi și e o posibilitate, de ce să-l votăm că mai suntem 8? N-are sens. Nu vrea Rafa să zic episodul. Bă, ba da, eu înțeleg ce zice Sammy, dar nu are dovadă, ce am fost lângă el, ok, și ce s-a întâmplat? Asta-i, adică... cum a murit Sammy? Păi el a murit că a fost cu Witch-ul. A fost stăguit de Witch. Deci părerea mea e că n-ar trebui să votăm runda asta pentru că e posibil să dăm miss, Rodby. Pentru că s-a tipat foarte mult, voiam să vă zic, să nu uitați ce a spus Sammy, că Rafa a fost nu uităm, aia nu e problemă, dar n-ar trebui să votăm. Că s-a urlat, deci că eram pe stadion. Nu uităm! Dăm skip? Da. Deci are... Rodby, da? Eu sunt okay. Are dreptate Rodby, dar... Votați Rodby primar. Nu poți zici să votezi așa random, că dacă nu eram eu, de exemplu, riscau tot meciul efectiv, mă dădeau afară pe mine, mai rămâneau doi impostori și era over. Înțelegi? Rodby trebuie... Cred că Sinner trebuie tăguit și cu Rodby, cred că aia e chestia.
Tăguitul ăsta nu merge de ușor, pentru că trebuie să dau de două ori spell-ul pe persoană, nu trebuie să dau o singură dată. Ai șmecheria. Da, vedem ce iese. Trebuie să facă și Sky acolo câte ceva. Bă, dar nu știu cine e impostorul, că toată lumea... Efectiv, toată lumea face... Opa. Ia că J.K. nu mai face nimic, ești nebun? What? Unde s-a dus, mă, J.K.? S-a teleportat, what? Ok. Damn, bro. Trebuie să închid asta aici, să dau un vent, sincer. A, l-a găsit! Rafael a trecut pe lângă corp și a dat report. Stați un pic, până să nu zică nimeni nimic. Cine era, cine a intrat acum acolo, gen, în office, din partea dreaptă? Și acum era în drum spre admin. Era acum, secunda asta, cine a intrat? Da, eu. Nu o să zică nimeni, Andresita. Eu cine? Nu eu, mă. Eu cine? Am zis troll. Dar da, n-o să zică nimeni, Andresita. De ce n-ai dat raport, Rafaele? Păi nici nu m-ai lăsat să-mi fac talentul. Am văzut corpul la electrical și eram curios să văd dacă e fresh sau nu, gen, dacă e cineva înăuntru la security. Abia ce am intrat în electrical și a dat report. Aia e toată chestia. Aha. Și nu știu dacă adică nu o să zică nimeni acum, bă, e cineva în electric sau în security. Habar n-avem. Da, eu n-am întrebat că era un buddy acolo, că eu nu eram, eu eram la buton. Dar și am văzut numai că a trecut cineva. A trecut cineva pe lângă mine și eram curioasă cine. Păi n-am văzut că eram la buton și eram cu ăla deschis și am văzut că a trecut cineva și eram curioasă cine este. Da, ținând cont că nimeni nu vrea să zică că a trecut pe lângă mine, trecem peste, nu pot să vă auci pentru nimeni atunci. Și vreau să zic așa, a murit Rodby, tot a trecut, a zis că e Rafa... Asta mi-a zis că e Rafa, nu știu ce să zic, eu aș merge pe Rafa tura asta, vă zic sincer. Ok, puteți să mă votați, dar e un risc, în caz că nu sunt eu. Ok. What? Bă, am fost prea sus, bă, n-am avut ce să fac. M-au sasuit băieții. N-am avut ce să fac. S-a prins Sami acolo că l-am tăguit. Hai să vedem dacă mai faceți Sky ceva. S-a prins Sami că l-am tăguit acolo, aia a fost toată problema. Vezi, pentru că n-am mai jucat de mult timp pe Witch și trebuie să tăguiești de două ori cu spell-ul. Și e un pic dificil. Ia mă, ce să mai vorbește și acum? Respect. Ok, vreau să vă zic cine este și celălalt impostor. Este Andresita. Este G.H. Jackie, tu ești. Da. Eu? Cine? Da. Da, eu am un rol care atunci când îmi termin toate task-urile și apăs pe tab, mi apare cu negru pe hartă cine e impostorul. De asta am și întrebat tura trecută. Dar nu știi cine a ieșit și a intrat înăuntru? Păi vrei să zic eu cine a fost ăla de aici? Eu nu am ieșit afară. Păi nu, erai cu mine la buton și eram doar noi doi la buton. Și mi apărea omulețul negru acolo și... Păi nu, apare și... Am văzut greșit, Andresita. Apare inclusiv de ăla de jos de acolo, pe coridor. Dar zic cine a ieșit și a intrat de două ori. Păi nu, tu erai acolo cu mine. Andresita, actually impostor, zici. Na, eu... Votați-mă. Dacă nu e Jakey, mă puteți vota... Nu Jakey, GH, an... Sky. Nu știu. Jakey, frate, sunt... Andresit al treilea impostor. Da. Bă, dar Sky nici nu s-a deghizat în nimeni. Bravo. De ce nu s-a deghizat în nimeni, Sky? E Jakey. Sky era Morphling. Bă, e problemă cu Zniciu, mă, că nu-l vezi. Deci nu vezi cine e Znici. Aia e problema. Adică e efectiv cel mai insane rol ever. Nu știi cine e Znici. Adică văd Znici is alive, dar nu mi-arată cine e. Mi-e un pic ciudat. Hai să tem luminile. Închidem office-ul. Na, Sky trebuie să deghizeze în altcineva și să o omoare. Nu prea omoră bine acolo, dar... Ce-ai făcut, Sky?
No, Jake. Bă, o da Jake. Atent, o da Jake kill, mă. Bă, o da Jake kill. Era România așa lângă mine, mai cum. Bă, România așa, ce că fost Jake. Bă, da, a fost Jake. Uite, zice da. E Jake, pentru că cum mai e? A ieșit din cameră. Era întuneric. După a uitat de ea în cameră și era moartă Andrei Sita. Era Jake lângă ea. Dacă e Jake, da chiar. E Jake, frate. Wow, Insanity chiar a crezut. Eu eram lângă tine și ai rasul la buton. El nu s-a mișcat deloc de la buton de acolo. Eu am fost, m-am mișcat, eram lângă tine. Ce era buton? Sky, negru era, Sky. Am terminat task-urile ce vreți să fac. Gata, mori! Te-am văzut! Doamne! Bă, ce... Da, mă, nici ăla ne strică meciul. Da, a fost Jake, frate. Deci dacă nu sta Jake, nu mergeam. Meciul a fost... Rafa! Am găsit, dar citește numele, te rog! Știi că eram avocatul tău, nu? Eu de-aia m-am strâns cu tine. Da, prima oară GH și după aia am tot semnat-o cu Jake. Bă, Dani, erai ca în sas. Bă, ești nebun. Clorna, Oana TV... Nu! Nu! Doamne, se întâmplă prea multe chestii, boys. Deci, le-am făcut o surpriză youtuberilor și ne jucăm cu o hartă nouă-nouță pentru noi, ne jucăm submerge, nu ne-am mai jucat de mult asta. Sunt bebeluși. Înseamnă că kill cooldown-ul meu e dublu. Sunt bebeluși, adică eu cresc în timp ce jucăm, nu la meeting-uri, eu trebuie să cresc. În momentul în care o să cresc la 18 ani, după vreo 200 de secunde, o să pot să fac kill mult mai repede decât normal. Ok, hai să dăm un O2, să vedem ce se întâmplă. Doamne. Fii atent că aici la spell. Mamă, dar sunt prea mulți killeri. Nu știu pe cine am dat. Habar n-am, am dat spell pe careva o să moară. Cred că mai e un O2 jos. Fii atent, harta asta e pe două layere. Ia. Yeah. Bun, înainte să vorbiți, când se dă chestia asta, trebuie toată lumea să meargă să-și ia mască, pentru că dacă nu muriți. Opa, sunt bebe! Rip, Rodby. Rip. Wow. Sunt bebiță. Stați-mă două secunde să vă explic ce s-a întâmplat și cu riscul de a fi omorât, asta este. Deci Sky a ieșit de event, voia să mă omoare, iar eu l-am omorât. Bine! Solid. Deci Sky nu este... ăla. Și cu cine mai ești în ar, ar putea, deci, ar mai putea să fie, pe lângă cine a mai stat, Ganicus. Am stat foarte mult pe lângă Ganicus. Cu să pun un cap? Mult rău, așa, Ganicus a avut un ăsta e singurul point, că am stat pe lângă tine foarte Ganicus mult. Ganicus chiar e genul de-un care l-a rumorat pe Rodby. Noi i-am dat lui Rodby. Făcut Ganicus, nu trebuie să te blestem eu, Rodby. Ce task ai făcut, Ganicus? Ai apucat să faci vreun task? Că te-am văzut și eu pe lângă Rodby, de aia. Apare cu Ganicus, salvați-mă, mă rog eu frumos. Da, dați-mă, Rodby, mă arundă și câștig și eu. Ideea e că Sky ori era vultur, ori... Oricum, mă rog, că asta Ganicus lângă mine, 5 ani. Nu aveam nimic să-l rapid. O tău, Ganicus? Da, eu am dat credere. What? Ia săracu. Clorna lasă. A vrut să-l apere, bă. Clorna. Clorna a vrut să-l apere. Clorna era avocatul, gen. Plăcut, nu fac niciun task. Dacă nu ai Chivano, wow. E bine dacă nu faci niciun task. Restul impostor nu ne interesează. Ok, deci harta asta e pe două level, e foarte mișto harta și vreau să țineți cont de următoarea chestie. Harta e făcută de către comunitate, de către niște youtuberi. Deci nu e făcută de către developeri. Luna viitoare o să vină și următoarea hartă. Nu știu cât de repede o să putem să jucăm modul ăsta pe harta respectivă, dar da. Ok, eu sunt bebe, eu trebuie să cresc. Mamă, 8 secunde e cam mult, cresc cam greu, gen. Aia e toată problema. Dar hai... Oh! Mă, ce s-a întâmplat? Am crezut că mă moară Sami, dar de unde? Bun, avem liftul. A dat cineva camuflajul. Cineva a dat kill aici. Noi trebuie să dăm spell-ul ăsta cam la grămadă sau... Fără să ne vadă cineva. Plecăm, avem, avem trapper. Care pune capcanele. Ok, Rocean. Okay. Am găsit corpul și tu fugeai în sus. De ce? De ce n-ai dat report? Mamă. Am înțeles. Ok.
Mamă, ce mai okay. A murit Rodby de la Wish, deja era gari. Da, așa e, așa e, așa e. N-am să spun, îmi pare rău. Deci s-au luat luminile, am găsit corpul și Rocean fugea în sus de la corp. Atât am văzut. Atât. Unde fugea? Unde fugea? Nu știu, în sus, era în zona liftului. Păi și stai să zică ceva. Da, ea era notification acum. Ce task-uri ai făcut, Rocean? Dar aia cu masca de pus la gură? Nu, de la noi ce? Cu eu, gen? Da, v-ați gândit că poate... E posibil să joace și pe Jester-ul, dar... Deci dacă ar fi Jester, pa... Ah, ok, deci e Rocean cu Oana? Nu, am zis că probabil e Jester, pentru că ea acum era cu noi la communication. Nu era la communication, era în lift. Cu cine? Dar cu cine? Dar stai puțin, Kill-ul era jos sau sus nociv? Era jos. Okay. Jos, da, există o probabilitate pentru că eu am întâlnit... A, nu era Oana, mă, sus. Nu, 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 ok. Eu cred că e Jester, dar hai să votăm. E Jester. Nu, hai să votăm că e Jester. No way că nu e Jester. Deci nu pot să vă cred. Nu cred că e Jester, no way că nu e Jester. Nu cred, dacă s-a treaba asta. Mulțumesc, mulțumesc, mă, ce... Oana, ce trolezi? Bă, cine l-a omorât pe Rodi? Că Rodi a zis că e... Era cam clar. Fii atent, ăsta va fi cel mai nebun meci de Among Us dacă merge. Pentru că avem așa. Avem Jacal care poate să omoare, Sidekick care poate să omoare, Sheriff care poate să omoare, Tifu care poate să omoare, 3 impostori care omoare. Toată lumea în meciul ăsta de kill. Nu cred că e Spice sau? Că am pus 3 impostori. Nu cred că a picat Spice nimeni. Ia stai să merge să dau un bite frumos. Deci fi dat un bite lui Luca Luca acolo. Cred că vine Zesami cu mine. S-a dat timpul înapoi, ești nebun. Wow, wow, wow. Bă, ce s-a întâmplat, bă? A murit instant la bite, nu e bine. Ce s-a întâmplat, mă? S-a dat timpul înapoi. Bite e broken. Sunt în meciul anterior, bă. Ne-am plimbat, ne-am... Sunt în meciul anterior. Pe Begani. Da, la timeskip-ul ăla. Ce? Ce? L-am văzut pe Begani cum mergea pe Băi, eu sunt pe Polus. Păi n-ați văzut că s-a dat 10 secunde înapoi. M-a băgat în meciul anterior. Da. După aia m-a pus mai în față decât eram. Da. Păi nu, că te dă în spate, nu mai în față. Apăreau 3 kill-uri, dar sunt 4 morți. 4 morți în singură rundă. Ganicus, Begani. O fi Ganicus, zicea calul copil. Ei bine, kill-ul este la showers, dar, surpriză, surpriză, s-a omorât singur. Fii atent, eu zic că s-a necat cu apa, a dat prea tare. Deci am intrat cu Sky în duș și mă rog. Cu cine ai intrat? Ați intrat amândoi, ai ieșit doar tu. Și probabil a dat ca și șerif și... Bun, dar de ce ai intrat cu el la duș, întrebarea? Da, e o întrebare foarte bună. Să facem un mai bine. Să fie sincer cu el. Dacă l-ai necat tu, Sinner? Chiar că... Nu deține această informație. Nu deține această informație. E cu minte, Sinner. Am dat. E cu minte, mă. Okay. Deci, tot ce trebuie să știm, 4 kill-uri într-o rundă. E ok. E grav. Care e faza? Vampirul mușcă un player și playerul ăla moare după o perioadă de timp. Eu când am pus setările la vampir, le-am pus greșite. Și vampirul când mușcă, moare instant playerul. Adică n-are niciun sens, că e același lucru ca un kill normal. Și e grav rău de tot că mi-a stricat tot rolul. Deci eu mușc literalmente degeaba. Ai, mușc literalmente degeaba. O să fie nasol. Că eu sunt un killer basic. Bă, dar care e ăla de... Bă, dar Sammy e spy sau e killer? Că eu nu înțeleg. Mă, suntem toți trei? Toți trei suntem impostori. L-a murit pe care l-a întăguit. Gata. Opa. Ok, Oana, unde fugi? Nu, ok, Oana. Nu, cum Oana? Adică Rodby? Cum adică Rodby, Oana? Bă, ce meciul ăsta? Oana, lasă așa, Oana. Ai văzut Sinere? Da. N-a văzut nimic Sinere, dar cum a venit. Rodby a făcut kill-ul și a fugit din stânga sus. Eram cu el. Erai cu el și ești impostor cu el. Ai făcut kill și te-ai panicat. Nu, n-am făcut nimic. Așa, m-am dus după, pentru că nu știam cine fuge de acolo.
Ok. Ah, nu știi cine fuge. Lasă-ne, Oana, că ai făcut kill și ai bine pe mine. Măi, eu nu înțeleg ce se întâmplă. Zi tu, Sinare. E Rodby, e Rodby. Nu știu, am făcut kill în fața noastră, asta am văzut. Nu, n-am făcut nimic. Rafa, și Sinare convins, și Ganicus, și da, tot nopiu. Sunt toți impostori, sunt toți impostori. Ok. L-a omorât Oana! Ce? Nu am omorât pe nimeni. Nu am omorât Oana, nu pot să cred. Nu ziceți nimic. Nu știți nimic, fii sincer cu mine, Dani de ești. Ok. Cum a murit, mă, Rodby? E Dani de gata. Dani Ten. Era simplu. Bă, da, Dani Ten îmbrăca ca Rodby, dacă ați observat. What? Mă, ce e meciul ăsta? Bă, cum am rămas? Wait, actually, cred că e bine, că atunci când am mușcat, n-am murit instant. S-ar putea să fi fost bug ăla? Oh, cred că e bug. Fii atent, dacă mușc pe cineva și se dă report, persoana aia moare instant. Aia cred că e chestia. Hai, mă. A murit Dani. A murit Dani Den. Bă! Da, mă, bă, frate! Bine, bă. Cum e posibil, mă? Deci îmi dedusem camuflajul ăla, a fost atât de bine, a mers perfect, l-am omorât pe Luca. Gari, bă, știți cum am murit eu? A spus, bă. Bă, a fost insane meciul ăsta. Cum să nu-ți placă? Cu Clornis. Vrăjitoare, ok. Deci eu tăguiesc playeri. Băi, adoră când sunt vrăjitoare. Bun. Ok. Ia să vedem. Ce se poate întâmpla? L-a reparat deja. Ia. E noi, bă, e noi, mă, galbenă. Ce, bă? Noima galbenă. Ce? Iar e Glorna? E noima galbenă. E Glorna. Iar Glorna. Glorna. Cum îți cheamă, măi, mă? Mă, Glorna, mă. Păi de ce e Glorna? What? De ce? L-a omorat și mi-a dat report, uite-a la el. Fix pe noi, și l-a omorât? Era cu tine acolo, adică eram amândoi, cum a murit? Da, 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 da. Păi stai, ce? Da, 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 stai, stai, stai. Păi zi. Stai, mă, nu, zi. Chiar nu-ți Glorna. Nu înțeleg să-mi dat. Mă, jur că nu înțeleg să-mi dat acolo, jur. Eu eram cafeteria, se vede și pe banner. La Orange, da, la omorât. La Orange, la omorât. Cum am omorât? Asta-i faza. Se vede pe banner, auzi-l pe ăla. Era în cafeteria. Pe banner. Chiar nu înțeleg, deci chiar nu înțeleg. Și v-am văzut pe amândoi acolo, dar ideea e că poate să fi fost un orloc care a pus pe el și... Nu știu. E posibil, e posibil. Adică, zi-mă, Clorna, ești tu? Nu știu, man, nu știu, nu înțelegi! Zici ce ai făcut tu, Clorna, zici ce ai făcut tu! Dar bă, fii atent, eram low engine și eram eu și Insanity și vine cineva de sus și l-am văzut amândoi că vine de sus, dar nociva m-a murit! Deci eram acolo, era Jakey. E posibil și eram toți acolo și, nu, cum să fiu eu? Cum să fac eu între Insanity și... Bă, fix pe nociv! Nu mai bine luăm în considerare! Ar fi putut să fie cineva warlock care a pus pe el și gen am warlock vampir. Bă, țineți-l pe carnețel. Da, e over cu Clorna. Da, skip, că nu mai sunt care să dea skip. Eu am încredere că nu e Clorna. Așa, când l-am dat afară, l-am luat așa ușor, nu din prima, că e urât așa. E că l-au dat afară. E Clorna. E over. Tip un pic. Ați dat apă, mă, boi, afară. Noi, mă, galbenă. Bă, eu m-am luat după Insanity, îmi pare rău. Nu pot să cred. La faza asta. Bă, e over meciul. I am so sorry, guys. It is so over. It is so over. Meciul ăsta e atât de over încât nu vă vine să credeți. Solo versus atâția ca și imposter. Pretty weird. Dar uităm în continuare. No problemo, vreau să speluiesc mulți jucători. Okay. Yeah. Eu m-am vrut să tai lumina. Ok, regele. Ok, ok. Znich is alive. Deci îmi resetează și vraja.
Dăm la reactor. Insanit e la medbay, la ușa acolo. Vreau să rămână încuiat. Trebuie să rămână încuiată situația. Ok. Ia. Yeah. Deci am o informație foarte importantă pentru dumneavoastră. Informația. Ok, ok. Informează-ne. Deci, am vrut să văd dacă îl prind cu killer, dar nu l-am prins, din păcate. Ok, ok, fiți atenți, fiți atenți aici. Bă, e Luca, Luca. Ok. Ascultați-mă puțin. E Luca, Luca. Am fost singur cu jocuri horror. Deci a revenit pe mine. Deci am fost singur cu jocuri horror și l-am văzut când a ieșit din transformare. Nu mai știu cine era, dar era cineva și după aia a devenit jocuri horror. Bă, jocuri horror e Optimus Prime? Nu e. Deci a fost transformat. Nu e. Toată tura asta cu mine. Am vrut să te mor, dar e în regulă. Bă. Hai să vă zic o chestie. Sami a stat numai cu mine, deci n-are cum să fie lui. Stai, am trebuit să toaică de mine, ok. Da, eu am încredere de tine. O să mă folosesc de tine apoi. Ascultați-mă. Bă, faza e că e un vultur care a mâncat corpurile. Eu zic să... L-am văzut pe omul ăsta cum s-a transformat în fața mea. Eu zic să nu-l ascultăm. Minte, el a fost. Pot să vă zic cu cine a stat meciul ăsta? E Luca Luc. Vreți să vă zic? E Luca 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 Nu pot să crezi într-o asemenea situație. Hey, no way, bro. Damn. What? Andrei, stai și ai impostor că l-a apărat pe Sky. Hai că avem. Avem să trollăm, nu e problemă. Fii atent, avem un vultur în match și e super nasol pentru el, pentru că eu omor fără să... Eu literalmente omor fără să fac kill. Adică nu o să mai fie niciun corp. Deci vulturul e efectiv GG, no re, brother. Bun, hai să plecăm de aici. Ne plimbăm puțin așa. Ne ducem și noi facem un tascărino. Bam, bam, bam. Nu pot să-i dau lui jocuri horror. O fi lawyerul meu jocuri horror? Habar n-am, ar fi destul de troll. O să-l las în viață pe jocuri horror. Nu-l omor, nu-l omor. Poate e lawyerul meu și vrea să mă ajute. Ia, că am tăguit pe Rodby. Ok. Bun. Hai să mai închidem și noi câteva chestiuni pe aici. Așteptăm să facem spell-ul ăla, că n-are rost să dau kill. Și aia nu ne uităm că nu ne scade cooldown-ul. Am un communication așa la mișto. Mamă, dar n-am spell-ul ca să dau. Trebuie să mai aștept un pic, cred. Mă, Sammy stă sus. Ia. Ia zi, fratelo! Ia zi, frate! Ia zi, frate! Ce ai văzut, Jakey? Hai, că suntem blestemați, fii atent. Eu vreau să zic o chestie. Atât vreau să zic. Una, o singură chestie. Rafa e. De ce e Rafa? Pentru că sunt zici. Și eu cred că e Rafa pentru că cel dor pe Rodby. Eu cred că eu sunt pentru că Luca l-am urmărit hai foarte convinc. Mult și pot să vă garantez că el e, că deci garantez. M-am uitat și eu pe camere, într-adevăr, sta mult după el. Rafa nu este, frate, pentru că am stat cu el și mă blestema de mult. Fii atent. Vreau să zic că ai cu Rafa? Vreau să zic că adică ce puls are acum? Are Jakey cred că 200 pulsul. Păi dacă mă urmărea acolo, bate lui Jakey inima carapui. Poate să fie Jakey sau Rafa. Eu merg pe mâna lui Jakey, că e Rafa, okay. Că... Mergi pe mâna lui Jakey. Andrei, tu ai încredere de mine, e Jakey. Era Rafa. Eram bătat pe Rafa deja, îmi pare rău. Eram mega speriat. Ce sunt eu? Danny Dan, e Jakey, crede-mă. Da? Serios. Da. Ok. Jakey, n-am vrut să te omor acolo. Erai efectiv... Gen, ai stat lângă mine și apoi ai plecat, îți dai kill de mult dacă era cazul.
Mă, Rafa, eu cred că o să iasă la putut o să vezi că am stat la distanță de tine cât să nu dai kill, că te vedeam efectiv pe radar. Da, Rafa, pe Jakey, că el e. Da, bă, da, dăm pe Jakey, că el e. Aveți mare grijă la Jakey. Aveți grijă la Jakey. Mare Rodby. Bă, dar de fapt e Rafa, mă. Au trollat. Știi care e faza? A fost troll rău de tot acolo cu Rodby, că eu nu i-am dat... Când am fost aici cu Rodby, eu nu i-am dat vrajă. Dar Sami a stat lângă noi și a crezut că i-am dat lui Rodby vrajă aia. Nu i-am dat. Pune de pe muncă, rog. Nu trebuie să-i zici că voiam să mă... Ia bă că mă duc să-i tai o gâdleaja lui Jakey. Unde ești, mă? Sky, unde ești? Vino cu Sky. What? A fiat acum așa. Rafa? Bro, m-ați prins, mă, m-ați prins, bă. Mă pun pe spate, bă, Rafa spune. Fii atent, asta stai Sami, până așa. Bă, nu, 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 vreau să-i zic, vreau să-i zic lui Sky. Sky, te rog eu frumos, ne-am prins că ești jester, bro, ok? Eu? Am înțeles. Haideți să-l scoatem pe domnul Rândunel afară. Stai un pic, pic, mai, pic. Vreau să explice Dani de ea. Bine, okay. Eram și eu frumos acolo la admin ca băiatul. Am zis, gata, mi-am terminat task-ul, le aduc și eu așa, sunt ce trebuie, ok. Stăteam acolo, o milisecundă am închis. I-a băgat Rafa cuțitul lui Jakey și sunt două probabilități. What? Ori, stați așa, nu, 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 dați-mă vot. Ascultați, ori Rafa să fie șerif sau celălalt rol tip, dacă își fac cu el. Doamne, Dani, te rog, îți folosești prea mult creierul. Bă, okay, să știți că e o probabilitate. Păi e logic, eu am fost. Păi cum să... ce? Bro, jocuri horror este jester. Este aia ta, ok, este amestecat. Dar ce face cu Rafa? E tip, e șerif sau impostor? Rafa este mârlămoi. Aia știu. Vreau să știu ce a votat Sky. Pe mine. Hai să votăm Sky atunci. Nu, 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 nu fie. Dar Rafa, sunt curios ce a fost în mergi capul pe una mea, Dani. Bă, dar ai dat kill fix în fața mea, adică... Nu știu. Doamne. Poate bă, nu vreau să facă Sky win ca jester. Yeah. Sunteți prea proști. Bă, ia. Da, ia, fost, da. Bă, ia. Nu înțeleg, Rafa, dar a fost faza. Era planul perfect, m-ați dat pe mine afară, eu n-aveam nicio treabă. Glorna! Dacă nu mă scoteați pe mine, măcar nu mă lăsați. Băi, stai, și de ce a apărut difuz? Boys, noapte bună! Săracul Glorna, bă! Pentru că tu ești multul, Sami. Da, mă, eu eram... A uitat, Sami, că nu înțelegeam ce am acolo. Mă enerva, mă enerva când îmi făceau kill, frate. Ai avut un ghinion aici imens, pentru că eu eram Tiff, l-am văzut pe Insanity ieșind din vent și am dat așa, am zis, bă, ori inginer, ori impostor, am zis, dacă l-o omor eu ca Tiff și fur rolul, după aia mă dau șerif. Da. Și după aia, de fapt, o crezut lumea că e Clorna, că eu m-am omorât pe mine lângă. Cu Daniel și în Psy90, Morphling. Mamă, să vezi ce mă fac direct. Direct Clorna mă fac. A, te-ți dau sample. Mă, ce? Te-ți dau sample pe Clorna. Stai. Gata. Fii atent. Nu mă omorâi Insanity că o să fie tare rău de tot ce se întâmplă aici. Ia, fii atent aici. Ia de, fii atent. Ia, ia. Fii atent, fii atent. Bă, m-a văzut, cred! Mă, ce-a fost asta aici? Nu! De ce arăți mă la ce sunt mustăți? M-a văzut! Cum a dat Rafa reportul că eu l-am dat? Stați un pic, oricum ce să zic. Cred că s-a bugui, sau? What? S-a bugui când te-ai transformat în Clorna, Rafa. Ratonașu! De ce era Ratonașu? Bă, erau două persoane acolo, era Rafa și Insanity, cred, și eu am dat report. Eram eu. Eu n-aveam cum să fiu. Ok, deci Rafa și Jakey și eu am văzut corpul lui Sami, am dat report pe el și într-o dată a dat Rafa reportul. Ce? Stați un pic așa, să vă zic eu ceva de tovarășul meu, Rafa. Și cine era lângă tine? Ia zi. L-am văzut pe tovarășul meu, Rafa, cum a făcut mare chilan și după s-a transformat într-un Clorna. Așa, bă, cine era lângă tine? Cine era lângă tine? Am văzut cum se trage doar. Nu mai știu cine era. Era Rafa și Jakey, cred. Am văzut tot ce am văzut. Zi, Jakey. Cred că era și Dani, dar nu sunt sigur. Cred că era și Dani lângă noi. Eu vă zic doar să fiți cu ochii pe Rafa și Morty. Dani, nu mai minți. Nu cred că era pe camere. Bă, nu eram pe camere. Nu eram pe camere, dar eu vă dau un tip, pot să-l lasă corect. Păi și de unde?
Da, e corect, invocat, asta ce nu face. Nu votați pe nimeni, că suntem mulți. Prieteni mei! Nu mai zic o dată. Prieteni mei! Nu mai vorbiți, bă, oameni buni, stați mă un pic. Dani, dacă l-ai văzut pe unul care era Rafa și s-a transformat în... Adică Clorna s-a transformat în... Da, și... Valoros este că avem un impostor care e Morphling. Atâta, dacă nu a fost Rafa. Da, foarte valoros. Mulțumim mult, Dani, de mine. E bun, că știm că avem pe cineva. Păi da-i țipat Tomeciu și puteam să ne dăm seama cine era aici. Deci era Rafa. Te pup, Dani. De unde e o iară? Bă, nu pot să mai dau Morphling. Fii atent, nu mai dau Morphling. Ok, meciul ăsta, runda asta o jucăm clean. Cred că Jake e lawyerul meu, cred că aia e faza, de-aia este după mine. Which is nice. Vreau să fac troll cu Clorna, dar m-au văzut ei acum și nu mai pot. God damn it, man. O să joc clean. Deci Danny Den e spy. Aoleu! Mă fac chiar Clorna. Spargi de râs. Deci trolez maxim meciul ăsta dacă mă fac chiar Clorna. Ia. Ok. Unde l-ai găsit pe Dani? Da. Daniel! La Oxygen. La Oxygen. Okay. La Oxygen l-am găsit. Ah, dar trebuia să întreb prima dată cine la era la Oxygen? Care. După ce prost sunt. Sigur îți zicea. Cine e Jakey? Păi... Așa se învață! În zona Oxygen eu eram, dar n-am văzut pe nimeni în zona Oxygen eu eram. Erai jos? Eu asta da, cu Skyrim de asta. Înseamnă că a fost vent. Da. Adică Rafa și cu Clorna au venit din partea la laborator, nu? Deci eu am văzut la security și după am coborât pe Oxygen. Bă, eu și cred că... Dar aveți cu Rafa, că am stat tot miciul lângă el. Ce aveți cu Rafa? Hai să-ți spus că au venit. Deci ești lawyerul lui, să înțeleg. Nu uita că doi impostori, Jake, și putea să facă doi impostori prin meciul ăsta, dar data trecută... Dani Den a fost clar că Rafa e și Rafa s-a transferat în mine. Deci eu nu sunt impostor clar. Bă, deci la security erau doi și eu am coborât la security. Poate să fie și invers, Clorna. Poate să fie și invers, da, da, gata! Noi putem să luăm pe excludere. Și eu vă zic că a fost vent acum și gen... Ce râde, Clorna? Gândi la gratonul, gândi la gratonul să ne zică. Cine era la security? Asta vreau să știu. Eu cu Jakey eram la security. Am trecut pe lângă voi la security și m-a dus la oxigen jos. Da, ok, nu, și asta da, zic că noi putem să luăm prin excludere. Voi, ce voi vă luați iar după chestii care nu contează. Vedea Clorna cu Rocean. Nu știu Rocean? Mama, nu știu ce de trolesc ai. Dani Denlo a acuzat Maxim pe Rafa și pe mine să zice că m-am transformat, da? Da, nu da. Uitați de main-ul mainilor. Rafa e super, super, sus pe sus pe cuvânt. Bine, mă, Gestere, bine, Gestere, bine, Gestere, am înțeles, da? Bine, mă, Gestere. Cum îți Gestere, măi, mă, că eu știu! Măi, Rafa! Măi, măi, mă! Măi, mă, mică ce ești! Noi, mă! Că sunt znici și te aflu, stai așa! Hai, da! Doamne, te doare capul, vreau să-l trolez maxim pe Clorna, dar nu pot, bă, că m-au prins în prima rundă, trebuia să-mi dau venda, n-am gândit-o, mă, n-am gândit-o în prima rundă, n-am știut ce să fac și am dat throw. Trebuie să aștept să se facă sample-ul. Ia de. Nu vreau să trolez, mi-a zis, nu mă interesează, fac win. Trebuie să-l văd direct pe Clorna. Alo. Yep, era Rafa. Era Rafa. Era să trolez. Eu n-am apucat să trolez. Dacă era Rodby impostor, înțelegeți. Bă, Rodby, da? Nu, dacă avem no, Epic Games, a murit. Rodby clar impostor 100% la voz. Nu era Rafa, crede-mă că era Rafa. Deci la faza asta... Eu l-am omorât pe Rafa. Și de ce ai dat report? De ce ai dat report instant? Pentru că eu l-am omorât. Bun, deci dăm pe Rodby. În șerifii din șerif, cretinul. Puștilor, organizații. Ce bună vorbește! Zici, mă, Rodby? Dați-l afară, că nu știți vorbească. Cum să zice Rafa pe jos acolo, că e gheață jos pe jos, hă? Opriți-vă un pic. Dacă ați spus că e Rafa tot meciul și eu l-am omorât acum, da? Nu știu, ți-am zis că nu e. Tu ești. Și tu ai vrut să scuzi acum, e simplu. Oricum aveți doar două voturi. Ați auzit de șerif? Da, mă, e
ieși afară. Hai mai șerifule, lasă-ne. Hai mă rog, că face lumea troll. Chiar din găsinar, aproape face task-urile. Clorna 100% jester. Clorna, cum pe mine? De ce pe mine? Dă-mă rog, deschip. L-am omorât de față cu toată lumea, sunteți. Da, mă, te credem, deschip, făceam troll. Da, mă, hai afară. Făceam troll, lasă-mă. Dacă nu-l votam pe Nocin. Dezva n-am făcut troll. Bolund. Sunteți bolund. Bă, nu, 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 Clorna jester, clar. Ce rău îmi pare că nu m-am transformat în Clorna, mă. Ce rău îmi pare. Chiar îmi pare rău, chiar îmi pare rău. N-am, am vrut să fac mai mult troll de atât, dar am dat fail în prima rundă masiv. Vreau să-l trolez maxim pe Clorna, bă, maxim îl trolam. Ieșea runda asta în haos. Dar n-am apucat, mă. Altă dată, mai jucăm. Ok. Cred că s-a făcut un kill de la crewmate, că e cu albastru. Bă, dar lăsați-ne să facem task-uri. Jake l-a omorât în fața mea. Jake l-ai omorât în fața. Jake e pursuer. Clorna unde era? Stai, nu, Cipane, stai, ascultă-mă. Nu e Clorna, e crewmate. Nu v-a trezit cu mâna pe inimă, pentru că domnul dumneavoastră primar din oraș vede cine votează și când a votat pe Rafael, singura care a votat a fost Andresita. Jake e afară. Nu sunt eu, deci sunt Sky, eu. L-ai omorât în fața. Sky a omorât greșit. Nu l-am omorât, nu eu l-am omorât. Pot să vă zic ceva 10 secunde și gata. Unul la mână, Jake i-a dat cover-ul lui Rafa vreo două runde la început. Doi la mână, Jake era acum la corp și nu a venit înspre să-i dea report, gen se învârtea în zona aia. Asta zic, asta zic. Și Clorna, de ce a zis? Stați un pic, Clorna, de ce a zis că a votat Andresita, doar Andresita a votat pe Rafa? E gestor, își bate joc. Mayer și văd totul, boys. Am o zi de show, I'm welcome. Da, mă, dar că a votat asta nu înseamnă 100%. Eu cred că e Andresita, cred că e Andresita, sincer. Ok, Nocivanu, clar. Da, eu sunt, da. Nocivanu, să nu dăm trău la voci să te deci Sky a omorât greșit. Sau hai skip, skip mai bine, cred că skip. Hai skip după ce au votat toți. Hai că skip dacă... Dacă nu-i Jakey, e Nocivanu 100% că cu nu ăsta mustăcilă. Eu sunt, da. Mustăcilă. Nu te mustață, că de la-i pandau. Gata! Deci, ce ați votat? Jakey. Deci toată lumea au ochii săracu. Dacă în stare de câștigă e regele. Deci Sky a omorât greșit. Cel mai ușor meci de șerif. Și să fie jester. V-ați prins ce a făcut? Acum, plot twist-ul. Deci Sky. Nu mă mai dau pe mut. Deci au omorât în... Doar o să sparg un monitor hai, și... Hai. Hai. What? Hai cu hai monitorul, sparge-l. Ok, Sky a vrut să omoare un impostor, a omorât un crewmate și a murit el, a murit Sky. Înțelegeți ideea? Și s-o aude, mă. A auzit o rață. Aia a fost toată chestia, a fost dat afară și Jake, Andresita e sus, deci Insanity chiar are... șansă să facă win. Opa. Ia, de ce a murit? Andresita l-a omorât în direct. Nu, nu l-am omorât. Andresita, bine la cred. E Andresita, pentru că era... Mamă, și cine le tăguit. Era ori Andresita, deci era ori Andresita. Nu. Vă zic cine, cine a stat lângă mine. M-am întâlnit cu o singură persoană, meciul ăsta și Insanity. Ba, deci, cred eu? Înainte era ori Jake, ori Andresita. Hai să mergem pe Andresita ca să fim siguri. Țineți minte că Rodby zisese că era șerif. Există o șansă mică să fi încercat să dea pe Andresita. Eu m-aș duce mai mult pe mâna lui Sinner care m-ar cu părerea. Rodby a murit. Eu nu cred că e Rodby, n-are cum. S-a omorât singur. Deci am votat pe Andresita cum l-a omorât. S-a mai așteptat văd că dă report. Eu sunt nici, am încercat să termin ultimul task. L-am terminat, ați dat report, n-am putut să vă pe nimeni. Dar singura persoană. Hai să așteptăm. Ce să așteptăm că o să mori? Păi dacă asta toată dura cu Insanity. Mamă, e perfect. Insanity, dacă... Deci e perfect că Sinner o să moară și el n-a... Gen, Sinner moare și n-apucă să vadă cine e impostorul. Și-a făcut toate task-urile caznici. Andresita. De ce să mergem pe Andresita? Păi cum nu, așteptăm, cine? Deci așteptăm să... Eu cred că e Andresita, dați un pic. Dacă nu e Insanity, mă scoateți pe mine tura viitoare. Deci dați pe Insanity. Eu nu cred că e Insanity, cred că e Andresita. O să vă zic eu. Dați pe Andresita, bă! Dacă moare și Insanity și moare și Sinner, Andresita face easy win. Direct l-au omorât în față. Insanity cu nociv. Nu, e Andresita 100%. Nu, e Andresita. Nu, am făcut cu Insanity, că Sinner n-are cum să greșească. Da, să voteze Insanity. Da, e clar. Nu, dar vede Sinner, vede Sinner. Nu vede Sinner, că moare. Mamă. Nu pot să cred. A fost huge asta, a fost huge. Sinner moare, nu mai vede cine e impostorul. Încuiem office. O să vrea să dea emergency Andresita, nu o lăsăm.
Andrista rămâne aici, ar trebui healerită. A, a făcut inginerul, mă. Hai să facem sabotarea. O mișcare inteligentă. Stați așa, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog, vă rog. Vă rog. Eu sunt primar, da? Okay. Și boys, din spate la miros, bă. Bă, ești cu cuțitul în mână, fugi după mine tot runda asta. Ai ceva de zis? Cine? Cine? Zii, măi, mă, cuțelari, de sub mine cu zâmbetul pe buze, zii. Hai că da. Te-aș fi omorât. Au apărut și te-aș fi omorât. Clorna, te-aș fi omorât, aveam timp. Nu e mărat Tonel, că am stat și eu cu el o grămadă. No, Civi a dat prea mult clear lui Insanity și eu chiar îl crepă Sinner când a zis că a fost numai cu Insanity. Eu, deci clar Andresita, eu am votat Andresita. Hai să scoatem pe Insanity tura asta și după tura viitoare. Da, că nu Civi e 100%. Nu votați, stați așa. Nu votați. Bă, când o să aveți facecam de oameni, nu vă mai votăm. Dar dacă sunteți din ăștia cu animale... Nu, deci e Andresita, e Andresita. Clorna, ai încredere, e Andresita. Ai fugit ca mama după mine! Nu să fug eu după tine! Nu e mutăcilă! Clorna nu vota Iurea, votează Clorna Insanity, votează Andresita, cu încredere. Andresita l-a omorât. Clorna, cu încredere, Andresita, te-aș fi omorât. Grădinii s-a grupa mică. Clorna, n-ai credere, mustăcilă. Băi, problema aici e că sunt între două tabere. Stați, stați. Clorna, puteți să Insanity, puteți să pe Insanity să-l scoatem. Andresita, dacă ești tu cumva, cred că... Nu, n-are sens. Efectiv, chiar n-are sens. Nu, e Andresita, e Clorna. Deci e simplu, am văzut cum l-am omorât efectiv. Când o scoate, s-a câștigat, e simplu. Clorna, da, eu zic că e Andresita. Mustăcilă n-are cum se, că am stat cu el 3 runde. Clorna a fost... Mustăcilă. E Andresita, vot pe Andresita, crede-mă. Noiba! Nu, n-am văzut mica, asta este. Doar nu știu cu Insanity au votat. Deci chiar nu știu, sunt pierdut. A încercat bine Insanity. Sper, n-am votat. A încercat bine Insanity, bă, s-a descurcat. Bă, îmi pare rău, Andrei, dar era dintre prima rundă. De ce nu m-ați votat? Întrebare de ce nu m-ați votat? Bă, ce era, bă? Ai gândit loc. Bă, m-ai prins bine, Rodby. Bă, ești nebun. Bă, când zice Sinner ceva... Îmi pare așa rău că am vrut să-l trolez maxim runda asta pe Clorna, că era Morphling. Așa ceva. Combate cu tot ce se poate! L-a votat pe Rafael. L-a votat pe Rafael, să știi, Clorna. Bă, Sami, voia să fim amândoi, dar... Meciuri nebune, Irinuș cu Oana, sunt impostor cu fete. Mă, am picat Bomber, what? Bomber, am pus șansă foarte mică la Bomber să pici. Ok. Bun, fii atent cum vreau să jucăm pe asta. Dacă nu mor din nou, desigur. Dar de când am fost Bombar, m-a omorât Clorna, gen, care era impostor cu mine. Bun, fii atent cum facem. Facem ceva șmecher rău de tot. Fii atent, fii atent, fii atent. A, mi-a ruinat tot impostorul. Vreau să dau communication și să pun bomba aici. Deci am un plan atât de bun, de n-ați mai pomenit. Am un plan, fii atent, pun bomba în cui ușa, pun bomba aici, dau vent, dau communication și bubuie tot. Literalmente, fii atent, fii atent, fii atent. Așteptăm să se facă cooldown. Doamne, să nu se dea report. Stai, Jake, nu știu dacă e impostura e chestia. Să văd cine vine să facă bomba, că îi dau kill. Lasă să văd dacă... Nu știu dacă... Nu știu dacă duce, actually, până în zona aia. Ba da, duce. Aaa, nu mor pe nimeni, bro, că a reparat inginerul. Mamă, ce troll. Bă, ce... A ieșuat planul complet. Mai facem o dată? Mai facem o dată, fii atent. Ia. Bă, iar l-a reparat inginerul! Hai, mă! Iar a reparat, mă, inginerul repară non-stop! What? Mi-a ruinat tot! Cred că l-a mâncat cineva pe nociv. Bă, eu sunt nebun, mă duc non-stop acolo, deci eu pun numai... No. Eu nu am stop un bomba acolo. Fii atent.
face, bă? Nu, nu, e bine, e bine, e bine. Nu vine nimeni să facă bomba. Bă, nu știu dacă omor pe cine cu bomba aia, eu habar n-am. Ideea e că bubuie bomba și omoară playerii din jur, dar... Poate mă omoară pe mine, cum ar fi. Cum nu l-a omorât, bă, pe Danny Den? Mă, ce? Bro, what? Cum n-a murit Danny Den? Hai că punem în altă parte. Trebuie să vă salvez meciul sau au făcut 3 kill-uri. Ia, bro, nu pare am crezut că mor de la kill. Bomba aia cu Danny Den acolo. Au făcut 3 kill-uri și nu se întâmplă nimic, deci... Mamă, cine a mâncat atâta? Asta încerc să vă zic. Okay. Cineva e cu burta Clorna. Poftă mare. Nu, ești în grumază plin? Yes, boys, am înghițit cu tăcuoase. Doamne fer. Hopa. Da. Okay. Hopa. Vreau, știi pe cine vreau să aud ce a făcut toată runda asta? Ok. Yeah. Bă, so what the fuck? L-am văzut, am fost eu cu soata fa mai mult. Bă, faza e că a murit Inuș, care nu știu dacă e impostor sau nu. La deșert. Poate s-a avocatul lui, da? Nu știu dacă a murit, nu știu dacă Inuș e impostor. Înțelegi, Danny Den se mai juca mating cu soata, de fapt, și se mai juca pe contul lui, încă mai răspunde la soata. Da, corect. Ia zis-o, ce ai făcut? Că mă, ce? Am fost la medical, la electrical, am mai stat pe camere pe acolo. Am luat security, scuze, la electrical am avut task-ul. Trebuie să mă uit unde punem bomba. Să... în doi... Iată, pun bomba aici, pun bomba aici. Pun bomba aici și dau vent, pun bomba aici, dau vent. Și bomba o să ia așa. Mi-a venit și puțin de mână, stai puțin. Ia atent, exact așa fac. Stați puțin, boy, stați puțin, nu bătați încă. L-am prins, we got him. L-am prins. Exact așa fac, ia atent, plan bun cu bomba. Dacă nu era Gary cu scucăile lui. Da, bine, ce votăm? Nu welcome. Mă, vă zic o singură chestie. Nu mai nevoie să mai ieși din bomba. Nu mai, Dani, lasă. Cine l-a întrebat? Cine l-a întrebat pe S.O.? Eu. Cum ar fi ca S.O. să fie jester și Gani să fie lawyerul? Compa! Nu, 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 nu. Mă, ce? Da, uite ca S.O. acum. Haide să aflăm. Stai, ce? Cum ar fi? Nu, 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 nu. Hai să vedem. Nu cred, nu cred. Opa! Bă, bă, nici n-ai fost lawyer! Nu l-a fost lawyer! Dar de unde să știu eu, mă, era pe sas! Gani, come on! Deci, what? Mersi, mersi, Gani. Dacă mă dă oana în gât, mă dau eu pe ea. Voiam să te omor acum. Mamă! Ce-a bătut joc de clipul ăștia? Jakey chiar era spy. Let's go! Ia mă să vedem un meci frumos, 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 un meci cu Zas, Danny Den și Rodby. I am a witch, sunt vrăjitoare, am avut un meci cam slăbanis. Data trecută, să zicem așa. Bun, păi hai să plecăm și noi să vedem ce se întâmplă. Bun, vedem pe cine vrăjim. Ideea e în felul următor. Nu, iar bro, a murit două meciuri la rând. Rafa, asta e sigur de shorturi. Mai Luca, stai AFK. Shorts, mă. A fost jocul tu stai AFK. Cine a fost în partea dreaptă sus? Asta e întrebarea, cine a fost în partea dreaptă sus? Doamne, am murit iar al doilea meci la rând. Iar mor ca impostor, bro. Partea dreaptă sus. Frunze pe lângă. Deci când e un kill de ninja, ninja o lasă frunze lângă, atâta tot. Aici nu cred că o repede vampir eventual. Deci, Warlock. Poate să și să omoare și să facă kill. Deci, gen și să pună vrajul și să facă kill. Deci e irelevant. Ce... Cine a fost acum pe corp? Cu Jakey și mai cine? Eu cu Jakey eram amândoi pe corp. Cine? Blestemoaz, bă. Deci cine mai era în partea dreaptă era unul cu culoare portocalie. Ori era Gani cu Sor Luca. Eu eram. Ok, deci unul din partea dreaptă sus l-a mușcat pe Rafael și o dat cuțitul că muri mai târziu de la vampir. Gani. Deci ori Gani cu Sor... Gani. Etc. Da, nu știu. M-am prins, băieți. Deci Dani de... Gani e legat deja. M-am legat, băieți, sunt cu mâinile legate, n-am. Nu, e o posibilitate că din dreapta sus a venit, asta e faza, din dreapta sus a venit. Da, înțeleg, deci fii antenă, s-au dat luminile, l-am văzut pe Rafa cum s-a dus în laboratoriu, m-am dus la racheta aia să apăs în colțurile ei, gen. Ok, da, da. Și gen, s-a dat reportul că na. Mie mi se pare că nu am fost niciun kill. Deci, Rodby... Pa, la racheta sus, zici, la puțin, nu știu. Mă, Rodby, că am o sar din papucii tăi.
Păi mamuță, că ai spus, s-a dat reportul că na. Mamuță, sare din șlap. Deci chiar să mai fie rog de impostor, că numai el a fost mai la. Deci nociv? Te rog, gata! Da. Deci nociv, da? Hai, skipper. Da, nociv. Ok, l-am votat pe Snip. Deci, practic, Danny Den, care e impostor cu mine, m-a omorât, dar în mod indirect. Danny Den e warlock, așa că pune o vrajă pe un player și el când apasă un buton, playerul ăla face kill. Și a făcut kill fix pe mine. Fix pe impostor. Aoleu, ce dezamăgire. Impostora din auri. Ui, Razer, șterg roluri. Mamă, unul din ei, cum ar fi să șterg rolul, dar nici să fie impostor, ar fi prea tare. O să șterg rolurile la tot lobby-ul. S-a șters rolul. Mă, ce dorește Andrista? Rudy, ce a fost asta? Ce hai că apucăm să facem task-uri. Bă, sărat, iar clorna. Banana. În fața mea, efectiv, în fața mea. Cine, cine? La adică poftim? Stai, că nu știu nimic. Rudy. Păi cum nu știi nimic? Stai, Jake, a murit după mine? Unde erai? Unde erai? Gen, am văzut că am trecut pe lângă tine. Gen, stai așa că mă... Era fix lângă tine, am murit. Efectiv, am trecut pe lângă tine. Sunt în lounge acum. Da. Păi, așa, și zi, Rodby, că și eu am fost pe cameră. Ia, mă, să vedem. Și acum e mort Clorna? Acum e mort Clorna. Pe cine ai omorât? Fii șerif, Rodby sau Thief? Cu ce scop l-ai omorât? Păi cine l-ai omorât, Rodby? S-ar putea să avem vampir, 2 secunde. Gen, bă, ce o să par foarte suspect, dar de ce o luam în păi față? Eu am stat lângă Clorna, doar eu am stat lângă el. Ce vampir putea să fie? Că doar eu am stat lângă Clorna. Bă, nu știu să zic, poate... Deci Jackie, tu l-ai omorât. Da, eu l-am omorât. Ok. Poate vrei să spui că ești vampir. Bă, eu vreau să-l dau afară pe Rodby, gen. Bă, nu mă dați afară random, pe bune. Vă dau. Cred că... Vă dau scris. Nu ne mai da nimic, Rodby. Rodby, mai țin cum am început conversația. Rodby, random astăzi. Eu zic că e nociv. Bă, eu zic la fel. Eu zic că e Clorna. Clorna, da, țin pe Rodby. Suspect tot meciul de acum. Eu chiar am votat Rodby. Rodby, bă. Oana, mai Rodby. Oficial, Oana nu mai are rol. Oana nu mai are rol, pur și simplu. Mamă, am și chestia asta cu mine. Ok, scoate task-ul. Oana nu mai are. Deci să știu cui i-am dat erase. La Zas i-am dat erase, nu știu ce avea. Poate n-avea un rol prea interesant. Trebuie să începem să facem și niște kill-ane, părerea mea. N-a văzut, deci e perfect. Am nu știu dacă m-a văzut pe camera, e singura problemă. La Andresita s-a dus rolul ea. De că m-a prins Andresita. Deci nu e Jackie. Eu zic să-l scoatem pe Rodby, că l-a omorât pe Jackie. Da, spune, vreau să zic că s-o the fuck, dar idei să și zic să nociva, cum i-am omorât clomba la ăla, i-am dat cu tine direct, ne distram. Unde era kill-ul? Și eu mă cu mine? Deci Andresita, Sami și Oana nu au rol. Le șterg rolul cu totul. Vreau să vă zic ceva super dubios. Nu știu dacă o să jucăm de acum înainte cu asta. Dar ideea e că dacă avem Eraser și este un lawyer care e lawyer pentru Eraser și Eraserul scoate rolul, lawyerul devine crewmate și crewmate-ul acum știe cine e Eraserul. Mamă. Wow, deci de ce știe cine e Eraserul? Dă lângă. Pentru că dacă ești lawyer, tu știi cine ți-e clientul. Și eu dacă am avut client Eraserul și Eraserul mi-a scos rolul, acum eu știu cine e Eraserul. Să-l dai în gât Andresita. Dă lângă, mă Rodby. Îi zice, te dau un gât sau nu-l dau? Da. Ok, Rafa, îmi pare rău. Wow. Eu am pus să fim prieteni, Rafa, am pus-o după tine. Bă, ok, Andrista să-i fost lawyerul jesterului, gen. Da, Rafa să fie jester. Mă, băi, vezi că e trigger. E Rafa, vă zic eu să asta. Hai să câștige Rafa pe jester. La asta chiar nu m-am gândit, sincer. Primul meci pe jester. Hai să ai și tu un episod bun. Damn, bro. 200 IQ, Andrista. Bă, am câștigat cumva, dar nu știu cum. Bă, suntem o groază de imposteri. Ok. Să-mi fac drumul așa normal. Mă uit pe camere, ies de pe camere. Nu știu pe cine am dat tag. Să stau la distanță. Cred că am dat pe Gani. Nu. Trebuie să-l omor pe Ganicus. Dacă Ganicus e lawyer la mine, șterg jocul.
Da, da, jur că nu mai sunt lawyer la mine, șterg jocul. Mă, Dani, Dani, mai Dani. Ia uite și pe So. A, nu i-am dat lui Dani, că i-am dat lui So. Hack, mă, eu așa cred. E perfect. E și ziua lui Dani. Zici că am hack. La mulți ani, Dani. Dani, vrei să zici ce sunt? Ești ce ești? Spion. E spion, Sami. Nu e spion, Sami. Ai făcut schema? No. Nu cred că e spion. Da, tot inventam fost gen, a făcut kill, eu eram în bench, am ieșit și am dat ribor la kill. Așa, na? Bine, votați, mă. Just an easy win. Just an easy win. Dar din păcate, îmi dau și eu vot. Mi-am dat și eu vot. Eu voi muri. Pe bune, votați-mă. Pe lângă tine. Zici cine a trecut pe lângă tine. Pe lângă mine toată lumea se încerca. Toată lumea. No, n-ai toată lumea. Dani, mă, bine, mă, Dani. Dați-mă și nu-mi place rolul. De Sami e lawyerul lui Dani. Bă, nici eu nu mai suport. Sky sau Rodby? Sky sau Rodby e Spy. Mereu pe Dani Tens, pe mine mereu crime. Mereu dă-mă crime pe mine. Mă, 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 dat singur. Pe bune, gata. Vă mulțumesc de win. Vă mulțumesc de win, v-am pupat. Mă, mulțumesc. Bine, mă, gestor. Trolează. Rodby și cu Sky. Faza e că eu cred că pot să fac două kill-uri pe rândul sau să dau și kill și spell. Na, nu sunt sigur. Nu știu, vedem dacă e Rodby sau Sky, vedem care dintre ei este cu adevărat. Bun, o să tăiem și noi luminile. Nu o să-i dau lui X-Slader. Ah, eu am protection. Dăm double kill? Sau ce facem? No, nu dau pe Clorna încă. Vreau să-l trolez pe Clorna. Nu o vine încoace șobolanul. Ok. Ok. Da, nu prea pot să dau kill-uri, din păcate. O, dar n-apuc, băi, ești nebun. Clorna e tăguit. A, dar resetează kill cooldown-ul, sau? Trebuie să dau kill pe careva, deci Clorna e tăguit. Ar trebui să omor pe altcineva și e perfect. Că noci van. Trebuie să-i dau kill-ul Sami, n-am ce să-i fac. N-avem ce să-i facem, din păcate. Ia. Da, n-are rost Clorna. Chiar n-are rost. Ia să vedem. Eu sunt singurul care joacă jocul. Hoppa. Trebuie să joci jocul. Nimeni nu face task-ul, okay. Eu tăguisem pe Gani, deci, cu zupă Clorna. M-am întâlnit cu Clorna. Okay. Fix la intrare în laborator. Și nu s-a făcut kill. Ce? Nu e Clorna. Nu e Clorna, s-a făcut kill fix la intrare în laborator, da. Cumva. Și am stat puțin cu el să vedem dacă îl găsim, dar nu am dat de nimeni. Da. Păi și ce a văzut Clorna? Bun info. Că a fost la ușă, adică n-a văzut nimic, a intrat odată cu mine, atâta. Ok. Uite la ce binoclu are Clorna și nu vede nimic. Dacă Dani Den a fost impostor, suntem încă safe. Când ne-am întâlnit în office, de unde ai venit? Ai venit din lab? Nu. De unde ai venit? Sky Sky e Spy, trebuie distrus Sky. Direct, urmează stația, direcția electrică. M-a convins. Da. Îmi pare atât de rău că n-am dat tag pe Clorna și că am dat pe Ganicus. Chiar am crezut că am dat pe Clorna acolo. Sky trebuie eliminat, deci pe Sky... Ai. Ciudățică situația, nu pot să dau nici spell-uri. Hai să închidem astea. Mă, faceți ușa. Ok. O să dau reactorul, trebuie să dau reactorul. Trebuie, mamă, Snitch is alive. Mamă, și nu știu cine e Snitch. E bine că e Snitch în viață. Ok. Okay. Clorna s-a dus. Clorna e gătat. Dacă nu votăm, suntem out. Mamă, era și blestema Clorna, ești bun? E super easy. Era și blestema. Eu nu sunt. Ia să auzim. Slazer și Rafa. No. Pe mine, deci, mă scoateți. N-ai văzut că dau ven și ai zis că eu sunt, nu? Mai e și X-Slader, nu? Mai e și X-Slader. Rafael, eu cred că e Rafael. Care l-am urmărit puțin pe Sky și mi s-a spus că poate să dea vent. Atâta am văzut. Da, chiar pot să dau vent. Okay, e medic. Medic. Eu sunt medic. Bă, nu mai minți. Eu sunt medic. Eu sunt medic. Dar ești sigur că ești medic, X-Ledere? Atunci dăm pe Sky, sau? Nu sunt. Dar îl ție, Rafa, și tu comentezi. Avem Evil Guesser, sau?
Ține okay, rezim de... pe cine crezi cel mai suspect, în tine am încredere. Sky. Pe tine. Nu sunt eu. Păi dacă minți Sky... Eu am ideea, zic că Sky, eu zic că Sky. Ascultați-mă, eu sunt medic. Ok, ești medic. Sunt trei impostori, Sky, dacă nu dăm afară pe nimeni. Nu, cum să fie trei? Cum să fie trei? Dă-mi pe Sky. Dar n-am dat. Dani de nu era impostor. N-am dat pe Dani de nu. Trebuia să Dani? Trebuia să facă, ați uitat. Dani de nu a fost afară. Am pe Dani. Am uitat. De ce ai zis că ești medic, că nu erai? Ați pierdut. Medicul. Mai minți. Prea funny, X-Leader, dacă te iei de el, gata, te-ai acuzat instant. Prea amuzant. A, nu știu, problema e că eu stau... Te-ți dau double kill cu Rodby. Ai toată chestia și nu știu cine e Zniciu. Deci Zniciu nu cred că e X-Leader. Sau? Zniciu o să-și facă task right now. Didi Rafa. What m-am câștigat? Da, bun, bun. Alo, nu realizat că puteam să câștigam. Rafaele, că tu ești, că ți-am dat shield și după aia... Care eram, medic?